S-a născut la București în anul 1835, dintr-o familie de români macedoneni. Despre părinții săi nu se cunosc decât foarte puține lucruri. Se pare că ei erau oameni cultivați și cu resurse materiale suficiente pentru a-și putea trimite copiii la studii în străinătate. Nicolae Calinderu urmează primele sale studii în țară. La 17 ani pleacă la Paris, unde 3 ani mai târziu, în 1855, își susține bacalaureatul în litere și științe. Se va înscrie apoi la Facultatea de Medicină din capitala Franței, unde se distinge ca un strălucit student. Reușește la concursuri prestigioase. Astfel, în 1858, este extern, iar în anul 1863 este admis ca intern al spitalelor din Paris. Din acea perioadă datează prietenia sa cu Léon Gambetta, cunoscutul om politic francez, unul dintre fruntașii opoziției republicane în timpul celui de-al doilea imperiu. Anul 1870, Nicolae Calinderu își susține cu brio teza sa de doctorat în medicină, cefalotripsie intracraniană prin metoda Guyon, expunere critică. Lucrarea apreciată de specialiști este dedicată bunilor săi prieteni, dr. Sirede, Léon Gambetta și dr. Fuzal, precum și maestrilor săi Alfred Armand, Louis-Marie Velpeau, unul dintre cei mai mari chirurgi ai Franței, profesorul Pierre-Paul Broca, celebrul medic, chirurg și antropolog francez, care a adus contribuții importante la studiul localizării diferitelor funcțiuni ale scoarței cerebrale, în special a centrului limbajului, centrului Broca, autor al unor renumite lucrări privind tumorile, creierul, afazia. Lucrarea inaugurală a lui Calinderu mai este dedicată lui Boulez, Vacherot, Hardy, Vernoy, Briquet, Roger, precum și viitorului laureat al premiului Nobel, Richet. Revenit în București, cu o vastă cultură și experiență medicală, cu un bine meritat renume și un mare prestigiu, Nicolae Calinderu este numit medic secundar și apoi medic primar la Spitalul Colentina, de curând înființat. În anul 1877, însuflețit de idealul libertății, doctorul Nicolae Calinderu, pe atunci în vârstă de 42 de ani, își aduce contribuția sa valoroasă în asistența sanitară militară, ca și alți medici de seamă ai țării, ca doctor Nicolae Crețulescu, omul de știință și politicianul în vârstă de 65 de ani, doctor Davila, șeful Serviciului Sanitar al Oștirii, doctor Ștefan Capșa, șeful Serviciului Sanitar Civil, voluntarul Mina Minovici, în vârstă de 18 ani, viitorul savant de renume mondial, doctor Zaharia Petrescu, autorul jurnalului de campanie din 1877-1878, doctor Constantin Istrati, viitorul fondator al Școlii Românești de Chimie și mulți alții. Din 1878, Calinderu va deveni medic primar șef al secției medicale la Spitalul Brâncovenesc. Aici va desfășura o foarte bogată activitate clinică, didactică și științifică. Anul 1887 marchează o dată importantă pentru medicina românească. În acel an, prin legea specială din 5 martie, fiind numiți ca profesori cei trei corifei ai științelor medicale din țara noastră, dr. Nicolae Calinderu, dr. Victor Babeș și dr. George Asachi, personalități de renume internațional. Concepția doctorului Calinderu asupra medicinei este surprinzător de modernă pentru vremea sa. El este primul internist român care, la baza cercetărilor sale științifice, pune cuceririle multidisciplinare ale timpului, domeniile sale de cercetare fiind tot atâtea zone de interferență între descoperirile epocale ale lui Rudolf Ludwig Virchow din domeniul anatomiei patologice, ale lui Claude Bernard din fiziologie și metoda experimentală, ale lui Louis Pasteur, Robert Koch, Victor Babe și alții din disciplina bacteriologiei. Învățământul clinic fondat de Calinderu la Spitalul Brâncovenesc poartă amprenta acestei concepții. Clinica medicală cunoaște o epocă de modernizare fără precedent. Profesorul dotează spitalul cu laboratoare noi de specialitate, primele de acest fel din țara noastră, și înființează un important muzeu de anatomie patologică. Doctorul Șașman preda tehnica examenului anatomopatologic și organiza muzeul anatomopatologic al clinicii. Sub conducerea competentă a deja reputatului clinician și savant român Nicolae Calinderu, Spitalul Brâncovenesc a cunoscut o perioadă de remarcabilă înflorire, de un permanent progres care au fost mult admirate de mari personalități ale lumii medicale din străinătate în vizită la colegul lor bucureștean. Datorită talentului său de diagnostician și de excelent terapeut,
publicul bucureștean îi spunea doctorul minune. Dar dacă doctorul Calinderu s-a afirmat ca un mare organizator, clinician și profesor, trebuie apreciat în primul rând ca un distins om de știință, autor al unor remarcabile lucrări științifice care l-au impus lumii medicale internaționale. În anul 1887, luând asociat pe dr. Victor Babeș, comunică la Academia de Medicină din Paris un valoros memoriu asupra maladiei Addison. Un an mai târziu își susține un original punct de vedere privind meningita tuberculoasă la adult. Remarcabile apar și studiile sale clinice asupra miopatiilor, în colaborare cu dr. Gheorghe Marinescu, viitorul fondator al Școlii Românești de Neurologie. Savantul român este apreciat în străinătate și pentru cercetările sale din domeniul bacteriologiei clinice. Aici, școala românească și-a adus o valoroasă contribuție, studiile privind asociațiile bacteriene reprezentând tot atâtea contribuții originale de o mare însemnătate. Domeniul științific însă, în care Nicolae Calinderu se impune pe plan mondial ca o autoritate de necontestat, este acela al studiului leprei, lucrările sale devenind clasice. Contribuțiile lui, absolut originale, îl situează în fruntea oamenilor de știință din această zonă, pe atunci încă neclară. Când la Paris, în anul 1889, împreună cu doctorul Babeș, a prezentat faimosul său memoriu asupra leprei în România, în fața Academiei de Medicină și la Societatea de Dermatologie, interesul trezit în rândul oamenilor de știință a fost enorm. Lumea științifică din toate colțurile lumii a aflat cu entuziasm și admirație nu numai despre măsurile profilactice propuse de savantul român în combaterea cumplitei boli, dar a luat cunoștință și despre curajoasa expunere privind situația reală a leprei din România, despre perseverența și competența cu care s-a combătut atât de eficient această necruțătoare boală. Împreună cu tânărul pe atunci, dr. Gheorghe Marinescu, a prezentat la Societatea Spitalelor din Paris un important studiu privind deformarea mâinilor în lepră și în alte boli neurologice. Un alt domeniu cercetat de doctorul Calinderu a fost acela al miopatiilor, atrofiile, degenerările și hipertrofiile musculare.